Bacău pentru perioada 2021-2027, inițiat ultimată de Eligon. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului de numire achiziție echipamente pentru dezvoltarea serviciului public de dezvoltare tehnic-administrativ Comuna Mugeiești de Bacău, inițiat ultimată de Eligon. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului cu denumirea eficientizare energetică și gestionarea inteligentă a energiei a școlii gimnaziale Mugeiești, județul Bacău, inițiat ultimată de Eligon. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIS, inițiator primar Cădăienică, proiect de hotărâre privind aprobarea planului propriu privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021, inițiator primar Cădăienică, proiect de hotărâre privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ, inițiator primar Cădăienică, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 27 din 11.07.2008 privind însușirea inventarului domeniului public al Comunei Măcirești, inițiator primar Cădăienică, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Măcirești, numărul 33, din 19.08.2011, privind aprobarea constituirii Asociației Sportive Vulturul Măcirești, în cadrul Consiliului Local al Comunei Măcirești, inițiator primar Cădăienică, proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de folosință gratuită asupra unor spații cu destinația desfășurării de activităților sportive în partea domeniului public al Comunei Măgirești, județul Bacău, către Asociația Sportivă Vulturul Măgirești, inițiator primar Cădăienică. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de concesionare încheiat de Arhiepiscopia Românului și Bacăului prin parohia ortodoxă Sfântul Gheorghe VI și Comuna Măgirești, inițiator primar Cădăienică. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Asociația EcoAssist în calitate de organizator și Comuna Măgirești în calitate de beneficiar în cadrul inițiativei naționale de împădurire pe bază de voluntariat Plantăm Fapte Bune în România, inițiator primar Cădăienică și diverse. Dacă mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi, mă dușinez pentru ordinea de zi, așa cum am prezentat. Mulțumesc! Vreau să spun că avem avizele favorabile, da? Domnul Ion, avem de la comisia dumneavoastră, pentru toate cele 11 puncte, da? Și de la celelalte comisii sunt avizele favorabile. Deci, în primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a Comunei Măgirești. Și ceva. Nu se pare. Stimați consilieri, primul punct pe ordinea de zi, am pus aprobarea strategiei locale de dezvoltare a Comunei Măgirești. Strategia locală de dezvoltare stabilită anterior, între anii 2013-2020, a stabilit unele linii de dezvoltare ale Comunei. În aceste linii s-au pus în practică, cred că, un procent de 40%. Niciodată nicio comunitate, indiferent de ce buget ar avea, nu poate să aibă un procent de 100% de realizarea strategiei de dezvoltare. Strategia locală de dezvoltare se încadrează în strategia județeană de dezvoltare și în strategia națională de dezvoltare. De ce avem nevoie de stabilirea unor astfel de strategii? Este o gândire la nivel macro a modului în care se încadrează dezvoltarea localității. Această strategie a fost pusă în dezbaterea opiniei publice și am avut două întâlniri publice în satul Valerinul și în satul Măgirești și am prezentat-o acceptând și așteptând propuneri din partea principalilor actori locali. Oameni de afaceri, cadre didactice, locuitori de seamă ai Comunei Măgirești și, bineînțeles, și din administrația publică locală. Strategia locală de dezvoltare a fost făcută de colectivul Primăriei Măgirești. Astfel s-au economisit în jur de 20.000 de euro. După cum ați văzut, am încercat să cuprindem cam tot ceea ce ar mai fi de făcut în Comuna Măgirești. În planul dezvoltării infrastructurii s-au făcut multe în anii anteriori. Probabil ați văzut proiectele pe care le-am
propus să le facem în anii următori. Comuna Mugirești este una din cele 85 de comune din județul Bacău. Este situată în zona de nord-vest a județului. Ca relief, are un relief submontan, deluros, submontan, de la 400 de metri până la 880, vârful Piatra Crăpată. Ca membru în Asociația de Dezvoltare în Județul Bacău, Comuna Mugirești este membru Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate și suntem astfel cuprinși în sistemul SMID-ului, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău. Această asociație, ADIS-ul, a depus proiect, au construit grob de gunoi conforme, stații de transfer și apoi au delegat gestiunea, deci noi am delegat gestiunea colectării și transportului deșeurilor ADIS-ului, care la rândul lui a încheiat contract cu Rompresto pentru eliminarea deșeurilor între teritoriul comunei. Deciziile în ADIS sunt luate prin hotărâri de AGA, când majoritatea localităților trebuie să voteze spre binele și spre dezvoltarea acestui sistem. Apoi, în Comuna Mugirești, suntem și membri în ADIP, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. La fel, se ocupă cu distribuția apei potabile și eliminarea apei menajere. Serviciul acesta înființat la nivelul comunei a fost delegat companiei regionale de apă, companie a cărei acționar majoritar este municipiul Bacău, apoi fiecare localitate membră dintre membrii fondatori au părți sociale. La fel și aici, ca în orice asociație, hotărârile se iau cu votul majorității. Compania regională de apă instrumentează un proiect vast de dezvoltare a rețelelor de distribuție apă și de extinderea colectoarelor de canalizare. Comuna Mugirești are în jur de 30 de metri, de kilometri de rețea de distribuție apă și în jur de 10,3 km de rețea de canalizare cu o singură stație de curare care se află în satul Șesuri. Proiectul inițial prevedea o stație de curare și în satul Valea Mirilor, pe pârâul Valea Mirilor. Din rațiuni economice, am renunțat la o stație de curare și am dus colectorul din Valea Mirilor, pe pârâul Valea Mirilor, în Munteanu, și am ajuns pe la Pădă de Piatră până în satul Șesuri, astfel putând beneficia de o lungime de colector de canalizare pe tot traseul. Inclusiv, acum o să vedeți când vom aprova planul de urbanism general, vom propune trecerea în intravilan a terenului de pe pârâul Valerinilor, unde este o zonă foarte bună de construit, primarul drept al pârâului Valerinilor, și pe partea stângă la drumul național Mănești Bacău. Acest proiect de extindere a colector de apă și de colector de canalizare prevede și construirea și îmbunătățirea stației de depurare din satul Șesuri, mai multe stații de pompare și astfel poate vom rezolva pe o mare suprafață a teritoriului comunei Mugirești scurgerile necontrolate de ape reziduale. Probleme cu mediul avem o mulțime, inclusiv de asta am vrut să evidențiez cele două asociații care se ocupă de cele mai fierbinți probleme legate de poluare. Salubritatea, deșeurile și apa și apa menajeră. Bun. În stabilirea principalelor direcții de dezvoltare ale comunei Mugirești, am folosit analiza SWOT, în care am identificat punctele clare, punctele slabe, pozitive, negative, oportunitățile și amenințările. Comuna Mugirești de-a lungul timpului s-a ocupat
sau știți prea bine, putem separa activitatea noastră înainte de și după de. Înainte de era o localitate preponderent agricolă, cu populație în parte, cei care nu lucrau în agricultură, lucrau în industrie extractivă. Vă rog să mă studați, stimați consilieri care au participat la ședințele publice, pentru că mă repet și acum dumneavoastră mă puteți corecta unde greșesc. Industria extractivă, ției vase, industria cărbune, extractivă de mireuri de cărbune, industria prelucrătoare, în industria blendului și în servicii pentru populație. Asta înainte de. După de, vedeți și dumneavoastră, o mare parte din populația tânără migrează, încearcă să-și găsească un viitor în țările ale Uniunii Europene, între timp România intră în Uniunea Europeană, în alte țări se deschid și prin banii agonisi se întorc și dezvoltă aici atât gospodăria cât și mici afaceri. Din păcate, pe teritoriul Comunei putem vorbi despre întreprinderi prea, cum să vă zic eu, care ne-ar ajuta la bugetul local. Până la urmă, despre veniturile la bugetul local putem să vorbim. Orice proiect trebuie susținut financiar și cu cofinanțări din partea bugetului local. În momentul de față, pe plan cultural, la Măgirești stă foarte bine. Știți că e una dintre puținele localități rurale care are un muzeu de care ne ocupăm, un muzeu foarte bine dotat și cu foarte multe obiecte de patrimoniu. În acest muzeu a devenit chiar un centru cultural zonal, centru în care au fost invitați și s-au desfășurat evenimente culturale zonale și chiar naționale. Amintesc doar de câteva dintre personalitățile care au venit aici. Și încep cu minunatul actor Florin Piersic, cu minunatul actor Băiel Ișan, cu Dionisie Vit, cu Andrea Sfințitul Iachim Băcăoanu, cu poetul Muscalu, cu Gheorghe Dumitoare și așa mai departe. Evenimente la care, bineînțeles, la o parte dintre ele ați participat și dumneavoastră. Vorbim de partea socială. Din nou, spun chiar dacă poate părea o lipsă de modestie. Suntem una dintre puținele localități rurale care au un cămin de îngrijire bătrâni. Oferim asistență de specialitate la 20 de persoane defavorizate. Avem un serviciu social bine dezvoltat, iar acum suntem în implementarea unui proiect care se numește înființarea serviciu social de îngrijire la domiciliu și dotare cu mașini specializate pentru transport persoane cu dizabilități. Dacă vorbim despre sport, iar o datoră bine dezvoltată și întreținută. Dar întotdeauna vreau să țineți cont, ca și la noi acasă, când suntem acasă ordonatori de credite, suntem cei care împart bugetul. Draga mea soție, astăzi am luat salariul. Ce face cu salariul? Te achiziți facturile, apoi restul te duci în dezvoltare. La fel și aici, putem vorbi de sport. Dar pentru sumele pe care le-am investit în această activitate, datorită unor oameni de seamă și mulțumim sponsorilor care au participat de-a lungul timpului cu diverse sume, oameni care au făcut voluntariat, am ajuns în clasamentul ligii a patra pe locuri fruntașe. De curând, toate, sau mai puțin satul Șesul, unde nu avem un spațiu, satele au fost dotate cu săli de tenis, și mulțumim domnului consilier Mihai Năduță care se ocupă cu asta. Va fi un alt punct pe ordinea de zi, aprobarea pentru Asociația Votului Măgire și am făcut un regulament, îmbunătățit regulamentul de. Vorbeam de săli de tenis de sport. Fiecare sat, Stănești, Brăjești, Măgirești, Valerindor, au săli de tenis, unde tinerii sunt așteptați,
În felul acesta, chiar ideea asta de a avea o grijă mai mare față de felul în care arată tinerii noștri, copiii noștri, se mișcă, să crească armonioși, în minte sănătoasă, în corp sănătos. Apoi nici în sala de festivități avem o sală de fitness. Mai rar se întâlnește la țară o sală de fitness, la fel tinerii sunt așteptați. Veți vedea tot astăzi în regulament. Vorbim de școală. Vorbim de terenul de sport. Am să vă rog să aprobați în următoarea ședință sau când va fi timpul ei. Noi am prevăzut bani de anul trecut, am lăsat și ați observat la domnul Nicola, ați observat la șurtele, la excedente. Acolo sunt lăsați niște bani pentru dezvoltarea unui teren de sport în satul Valerilor, un sat component al comunei Măgilești, cu o populație apropiată cu cea a satului Măgilești. Din păcate, acolo a trebuit să închidem școala. Putem vorbi acum de învățământ, de aceste regrete că s-au închis trei școli de câțiva ani încoace, din cauza lipsei de tineri, de copii. Probabil acesta este efectul migrației, populației tinere din comuna noastră. Dar școala de aici am modernizat-o și o să vedeți tot astăzi, am propus un proiect pe care l-am discutat de anul trecut cu firma de consultanță. Am dat studiul Geo, studiul Topo, firma de consultanță și proiectare sunt discutate de anul trecut. Deci aici am dat și un răspuns. Infrastructura rutieră, ați văzut-o, o apreciați, o apreciem toți, nevoile actuale de deplasare și de scurtarea timpilor destinați deplasării sunt nevoile actuale, de fapt. Câteodată ne-am dorit ca și deplasare între localitățile urbane învecinate sau chiar mai puțin învecinate să le poți parcurge într-un timp foarte scurt și cu riscuri cât mai mici de accidente. Cred că am alocat suficient timp prezentării cât de cât la comune, a ceea ce s-a făcut, dar ceea ce am propus. Aș vrea, dacă domnul președinte are să vă adreseze întrebări sau să ne adreseze întrebări pe această temă, ca punctul acesta să-l închei. Dacă cineva are întrebări pe această temă? Atunci cine este? Pentru dacă nu spuneți despre aprobare, care este pentru? Pentru. Da, vă mulțumesc frumos că v-ați ascultat. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului cu denumirea achiziției echipamente pentru dezvoltarea proiectului de dezvoltare tehnică administrativ. Da, unul spontan, am lăsat un apel de selecție proiecte. Pe data de 9, este ultima zi de depunere a proiectelor, de aceea am solicitat această întâlnire să aprobăm și acest proiect. În acest proiect am gândit că este necesar la nivelul Comunei Măgilești, la nivelul acestui serviciu aparținând Comunei Măgilești, să fie un dispozitiv de împrăștiat antihidratant, o mașină de făcut marcaje rutiere și o mașină de colmatat fisuri în asfalt. Acum așteptăm oferte de la mașina de colmatat fisuri în asfalt. Eu sper că cu ajutorul dumneavoastră, dacă dați vot afirmativ acestei propuneri, să avizele, acum am trimis mașina la Bacău să-mi ia avizul de la Direcția de Sănătate Publică și le mulțumesc foarte mult la Direcția de Sănătate Publică și Direcția Sanitară Veterinară, m-am rugat de domnul director și mi-au dat avizele instantaneu. Deci, o colaborare nemaipomenită. Mulțumesc frumos. Dacă aveți întrebări, care vă acest proiect?
De până la ce valoare se ridică? 50.000 de euro total. Da. Iar dacă va fi necesar, v-am spus, nu am oferta de la mașina colmatată. Dacă va fi necesar, vă voi solicita o cofinanțare mai mare. Vedeți. Mai este cineva? Atunci spunem că spre aprobare. Care este pentru? Și am punctul 3 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de numire a lui de centralizare energetică și gestionarea inteligentă a energiei Unicului Gimnazial Măcelești. Da? Anul trecut, Ministerul de Energie a scos prin fondul de mediu un program care se referă, și acest program este destinat localităților împărțite, pe localități până în 5.000 de locuitori, da, și peste 5.000 de locuitori. Pentru localitățile până în 5.000 de locuitori, așa cum este și Comuna Mucerești, putem depune doar un singur proiect. Gestionarea inteligentă resurselor. Este foarte, și sună foarte frumos, foarte modern. Noi am avut întâlniri cu domnul director de anul trecut și am propus anumite acțiuni care se petrec în acest proiect, acțiuni care au concordat și cu acțiunile propuse de domnul Nicola Nigro. Nu pot să zic că e surprinzător, dar e bine că înseamnă că avem o conexiune. Dacă noi am gândit asta acum 4 luni, dumneavoastră, neștiind de acțiunea de atunci, ați venit cu aceleași propuneri și chiar mă bucur. Ce am propus? Schimbarea tâmplăriei, schimbarea vedetorii, termosistem, centrală termică, panouri solare, panouri fotovoltaice, în funcție de, în funcție de buget. Avem o mică problemă, care poate fi și foarte mare. Expertiza tehnică, ce ne va spune? Pentru că atunci expertul tehnic ne va putea spune dacă clădirea suportă panourile solare, dacă viitoarea pe care o propunem suportă ca și greutate. Vă mulțumesc foarte mult. Cineva are întrebări de către acele? Atunci se pune spre aprobare. Care este pentru? Și domnul Zota, vă mulțumesc. Pentru. Mulțumesc. La urmă, domnul Zota, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIS. Cum v-am spus în primul punct al ședinței de astăzi, suntem membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate. Ca membri ai asociației, suntem obligați să plătim o cotizație. Cotizația este stabilită la suma de 5.000 de lei pentru o hotărâre AGA. Mai mult nu am... Dacă... Are cineva întrebat? S-o pune spre aprobare. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea planului propriu pentru asigurarea resurselor umane, materiale financiare, prin gestionarea situațiilor de urgență. Am spus, consilier, la începutul fiecărui an ne facem o previziune a necesarului pentru serviciu voluntar pentru situații de urgență. Bineînțeles, aceste previziuni sunt judecate în funcție de cheltuielile din anii anteriori. Orice an fac un dat peste cap, orice socoteală. După cum vedeți, în anul 2019 nu gândeam deloc ceea ce se va întâmpla în anul 2020, când ne-au apărut cheltuieli suplimentare cu acest necaz global. Au fost pus la dispoziția dumneavoastră. Da, da, da. La toate cele trei planuri. Dacă cineva are întrebări. Să puneți pe acolo. Cine este pentru? Pentru domnul Arăș. Pentru eu, pentru. Pentru, da? Da. Deci am un proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Consiliului Comunitar Consultativ. Da, vă spus, Consiliul Comunitar Consultativ, componența Consiliului Comunitar Consultativ a suferit modificări datorită schimbării componenței Consiliului Local Actual, în care unii domni consilieri nu mai sunt, au venit alți domni consilieri. Am propus aici, deci sunt membri, dacă nu dai voie să citesc,
membrii? Membrii Consiliului Comunitar Consultativ sunt... Deci este doamna doctor Agerescu, este domnul director Chira, este șeful de post domnul Ciosu Ivan, este preotul din fiecare sat, acolo unde este nevoie. Secretarul general al comunei. Și doi s-au numit consilieri. Da. Dar noi am fost de consilieri. Am propus pe domnul Crăciun și pe doamna Timofte Danica. Da, dacă aveți propuneri, da. Sau dacă... Sau dacă sunteți de acord cu propunerea făcută de către domnul primar. Dacă aveți întrebări, nu doar pe partidele la poate. Propun pe către Munteanu, nu fie în bază de vedere. Bun. Dar atunci mai trebuie să mă faceți o propunere ca să am număr impar, da? Fără la dușului, dorești să o luăm în impar? Asta ce înseamnă? Uite, domnul Radu, cred că aș fi potrivit și chiar îmi pare rău că privind epizootiile și așa mai departe, dânsul este doctor veterinar, e foarte potrivit pentru a face parte din Consiliul Comunitar. Bine? Mai sunt Bun. Înseamnă că Consiliul Comunitar Consultativ va fi alcătuit din Bucureu de Amea, secretarul comune, Angelescu Mihai Ramedic, Chira Limporari, directorul de școală, Ciosu Ioan, agent șef de post, Crăciun Marian, consilier local, Timofte Daniela, consilier local, domnul Munteanu Cătălin, consilier local și domnul Radu Iftime, consilier local și preotul Paru, din satul în care domiciliază persoana care este, pentru care este convocat Consiliul Comunitar Consultativ. Da? Ne? Dacă mai aveți întrebări sau propuneri. Cine este pentru? Pentru domnul primar. Domnul Zotan. Domnul Zotan. Da. Pentru. Pentru, da? Da. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 27 privind însușirea în metale domeniului public al comunei. Stimați consilieri, am finalizat proiectul european pentru măsura 7.2, pe care prevedea modernizarea străzilor rurale în satul Măgirești, în satul Stănești, în satul Șesuri și construirea pod este pârâul Tazlărul Sărat. La finalizarea proiectului știți că se face acel as-build. Am intrat cu măsurători exacte și trebuie să modificăm atât valori, cât și ca suprafețe să modificăm domeniul public. Da, avem avizul de la minister, trimis proiectul și îndreagă documentație care a stat la baza ajutării acestui măsură. Avem în spatele avizul Ministerului de Dezvoltare Publice, avem încă 20 de avize, da? Altfel nu aveam voie ca să intrăm cu hotărârea aceasta de modificare și de completare a domeniului. Dacă aveți întrebări, cine este pentru? Nu este? 7.7 pe la pentru. Pentru? Da. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local, numărul 33 din 18-a, privind aprobarea constituirii Asociației Sportive Vultru Măgirești. Stimați consilieri, aici, la fel, a fost nevoit să propunem o schimbare a statutului, nu a statutului, a regulamentelor, pentru că am uitat regulamentul pentru sala de fitness și regulamentul pentru sălile de tenis. Am amânat și probabil vă vom ruga să modificăm regulamentul și dacă vom folosi aceste terenuri de sport cu altfel sau o să ne gândim ce vom face cu ele. Regulamente lucrate de personalul Comunei Măgirești. Au fost puse la dispoziția domnului consilier, inclusiv cu faptul că domnul viceprimar acum este doamna Popoiu și atunci a trebuit să... Și aici fiecare responsabil de sportul respectiv, cu toate că și domnul Vasile Nistor se ocupă de tenis, dar nu a trecut în asociație. L-am lăsat pe Nea Mihai Mereuță, care se ocupă de tenis, și pe domnul Costel, care se ocupă de fitness. Dacă aveți întrebări pentru acest proiect, cine este pentru?
Domnule Țăr? Proiectul următor. Da, pentru. Și domnul Zoda? Pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de folosință gratuită asupra unor spații cu desenate desfășurarea activităților sportive, partea domeniului public al Comunei Mășurești. Da, e în legătură, pentru că aceste mijloace de inventar aparțin Asociației Vulturul. Ele sunt instalate în spații ale primăriei Măgirești, mesele de tenis, sala de fitness și tot ceea ce trebuie acolo. De aceea vin în fața dumneavoastră cu rugămintea să aprobați ca Comuna Măgirești să dea în folosință gratuită asociației aceste spații. Sălile de clasă, sălile de mese pentru tenis și sala din sala de festivități, doamne câte sale, sala, unde este sala de fitness. Dacă sunteți de acord ca noi să dăm spre folosință gratuită asociației multe aceste spații. Dacă aveți întrebări. Supunem în ce aprobare. Cine este pentru? Proiectul nou. Proiect de hotărâre privind însușirea programului de concesionare încheiat între Arhiepiscopia Română și Bacăului prin Parochia Ortodoxă Sfântul Gheorghe și Resul și Comuna Măgirești, inițiator primar puternică. Da. Am simțit o bucurie enormă atunci când, împreună cu colega doamna secretar generală Mihaela Bucurea, a fost la înalt prea sfințitul Iachim Măcăoană și am discutat despre necesitatea salvării monumentului istoric Biserica Sfântul Gheorghe, Șesuri, Chitorie, din anul 1648. Am încercat anul la rând, probabil din diverse motive nu s-a reușit. Acum, în sfârșit, este a noastră. Am concesionat-o pe un leu. Fiind a comunității, nici nu se putea altfel. Ca și clauze acolo mai speciale pe care le-am discutat, una dintre ele este durata concesiunii și am căzut de acord ca durata să fie atât timp cât până la recepția finală a lucrării, în ideea în care noi, Consiliul Local și Primăria Măgirești o va restaura, plus ceea ce ne impune finanțatorul. Întotdeauna un finanțator îți spune ca perioadă de monitorizare 5 ani, să zic, așa cum avem proiectele europene. Iar în timp de 5 ani să nu fie predat înapoi Arhiepiscopiei, ci să rămână tot la noi. Așa, iar o altă clauză interesantă pentru noi, dacă știți, ea și doamna viceprimar Popoie Simona și domnul Avrănescu, Paul, probabil știe și dumneavoastră, știți, i-a ajuns într-o stare de degradare avansată. Și domnul Nicola Nigro, bineînțeles, și dumneavoastră, ați văzut degradarea avansată. Cea mai mare problemă, stăturile din acoperiș. Atunci s-a luat decizia ca obiectele de cult valoroase să fie predate în Mănăstirii Bogdana. Sper că nu mă înșel, eu așa știu. Am cerut prin acest contract de concesiune ca, odată ce biserica va fi restaurată, dotată cu sisteme de alarmă și siguranță antiinfracție, toate cele obiecte de patrimoniu, biserica fiind foarte vechi, avea icoane foarte vechi, veșminte foarte vechi, cărți foarte vechi, să fie întoarse în comunitatea noastră. Tot aici cred că ar trebui să spunem că Fundația Ambulanța Monumentelor, a cărui președinte este Prințul de Wales, ne-a vizitat și împreună cu dumneavoastră vom încerca să facem, să începem restaurarea. Chiar săptămâna trecută am fost în fond, am văzut, s-a fotografiat. Nu, toate lucrurile astea nu le-am văzut pe Facebook. Mi se pare o muncă care nu-ți aduce, cum să spun, vom vedea la sfârșit, când îngheritoarea va fi impusă. Fac un apel către toți. Fundația a primit și primește în continuare
donații. Donația ne trebuie pentru a cumpăra șindrila. Șindrila este foarte greu de găsit. Avem câteva contacte, sper să găsim șindrila care ne trebuie. Ne trebuie șindrila 70 de centimetri, iar fundația împreună cu domnul arhitect Eugen Baida, pe care îl salut și domnul deosebit tânăr, așa ca dumneavoastră, știu mulțime de lucruri pe care nici eu nu le știam prea bine. Tu ai cu coada noastră așa, cu sorul, cum se pune în danița, cum se trage cu lucrurile foarte frumoase. Fie dânsul, apropo, s-au avut în asociație o fabrică de țiglă. Țiglă din aia veche săsească și inclusiv Hărițu Charles trăgea lutul pe țiglă. Lucruri frumoase. Și uitați, acum vrea să ajute la restaurarea unui monument pe teritoriul comunii Măgirești. Dacă veți intra pe net, veți vedea că punctele unde au restaurat clădiri de patrimoniu sunt în general în Ardeal, biserici evanghelice, gospodării țărănești și așa mai departe. Sunt în afară de Iași și se pare că suntem pe puțin din Moldova, unde fundația vrea să salveze momentul, ambulanța monumentelor. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări, cine este centru? La punctul 10 pentru mine e pentru, dar vă rog, facem și la un punct, să dau aviz favorabil, pentru că nu mai pot împărința de la jumătate la ședință. Bine, mulțumesc frumos. Bine, mulțumesc. Da, bine, domnul, bine, vă zic bună. Spune domnul Nicolae ce vreau să Să vă spun așa, mai multe persoane cu care am vorbit, o științare mai multă, este, sunt disponibili să ajută cu munca personală și sau cu donații de material pentru a renova structura. Eu personal sunt la dispoziție, ori cu cercetare, ori cu prietenie, orice, sunt la dispoziție, numărul de telefon aveți, mă sunați și eu ajung imediat. Club de scavatorul este, dar știți utilajele pe care le am, sunteți înștiințat și sunt la dispoziție. Pentru asta. Pentru... Da, mulțumesc foarte mult. Întotdeauna am spus săritorul de mai într-adevăr, va fi nevoie mare. Așa cum, știți, trebuie să dăm jos toată reușița asta veche. Trebuie să o să zic, să o neutralizăm, pentru că este un deșeu. Vedem unde îl transportăm. Apoi va fi nevoie tencuiala, pentru că nu am stabilit și probabil va trebui, nu probabil, cu siguranță va trebui să alocăm fonduri, să chemăm specialiști care să ne spună exact ce trebuie să facem în continuare. Noi deocamdată ne adresăm doar pentru viitoare. Aici știm ce avem de făcut, s-au făcut relevi, au fost un grup de arhitecți mai înainte. În rest, chiar mă bucur să aud lucrul ăsta și orice mână de ajutor este binevenit pentru monumentul nostru. Dacă mai ține la întrebări? Da, așteptam solicitările de noastră. Cu siguranță. Deci nu este prea șurcă asta. Vă mulțumesc. Scuze, bunul lege, am cunosc că am botezat. Da, e bine. Pentru, da? Bine, mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Asociația EcoAssist în calitate de organizator și Comuna Măgirești în calitate de beneficiar în cadrul inițiativei naționale de încălzire pe bază de voluntariat plantăm fapte bune în România. Tot săptămâna de zi, tot săptămâna încălcat, așa cum se întâmplă. Am primit vizita reprezentanților Ministerului Mediu și Fundației EcoAssist programul plantăm fapte bune în România. Am propus două suprafețe pe care am considerat că e necesar să facem plantările și mai ales să fie înlămurit și domeniul public sau privat al Comunii Măgirești. Cele două suprafețe sunt sigur că trebuie și vreți să le știți, unde vom face plantările, dacă totul merge bine. Sunt sponsor pentru plantarea 10 hectare de teren. O suprafață care știți, sigur, domnul Filme știe, cum urcăm la Iezuri, e Valea Solului Dreapta, în partea stângă este erodat foarte tare terenul. Și acolo vine terenul, tot se surpă și vine Ruja. Și vine Ruja la Valea.
O dată? O dată aici, nu? Da. Așa? Și mai este o porțiune și pe malul drept. Acolo, el aduce din pe trâmbături care e în așa, și al doilea... Dacă spuneți fragmentul, îi ziar de sarcofag. Da, ei vreau să ia, nu știu, separaturile alea foarte scăzute, vreau să ia probă de sol, era înghețat, pe a spus că vor veni, ia o probă de sol, analizează și în funcție de ce se plătează, aia vor beneficia de, nu putem decât să le stăm la dispoziție cu voluntariat și atunci, din nou, vom face o solicitare la toți cei care iubesc natura și comuna Măgenești să vină să ne ajute cu un bidon cu apă, un sandwich, o casă mare, ce va fi nevoie. Vă mulțumesc anticipat și a doua suprafață de teren ar fi cea de la dealul de Iezăr, la Iezărul Sec, sigur știți, unde la fel este o eroziune, sunt 26 de hectare de teren acolo. După ce am dat o pază, noi oate mărginești, a început să crească foarte mult mestea acolo. Nu este un arbore prea valoros, de aceea specialiștii au spus că s-ar preta zona aia extras mesteacălu și plantat molin sau ceea ce se pretează după ce vor face dânsii acest studiu de teren. Dacă aveți întrebări. Acolo trebuie de rezolvat un pic problemul cu petrolul din zona. Sunt foarte multe scurgeri de petrol la Iezărul Sec acolo și dintre rest, la bătoarele sau cum se cheamă, e o păcură care iasă și polează destul de mult și nu știu dacă se va putea planta până nu se rezolvă problema. Acolo, în trecut, a fost un parc. Da. Deversările controlate de la acel parc, acum sunt pe teren, iar când se încălzește solul, iese sub formă de șurițe. Gardă de mediu mi-a cerut siturile foloate. Eu am un război, sau cum să spun, sună prea... Am disecțiuni grozate cu OMV Petrom, pentru că dăm și vor ceva, noi vrem altceva, noi vrem curățenie, noi vrem plată corectă și cinstită a suprafețelor ocupate. Am reclamații la Garda de Mediu, înregistrate de anul trecut, au fost în teren, iar dăm și ne-am spus să le identificăm și să facem planuri cu coordonate. Până la momentul ăsta, bugetul primăriei Măgenești nu permite să mai angajeze încă un documentist cu servicii documentice să facă planuri, trebuie să mai aștept un pic. Plus că este încă sfârșit de iarnă, să zic așa. Dacă mai aveți întrebări, domnul Nicola. Iar la punctul ăsta, eu mă propun sunt la dispoziție. Am și aparat de făcut daure cu spreadere de trei dimensiuni diferite. Aparatul este pe benzina și când începeți, vă rog să mă țineți. Orice plus este plin de benzină. Mai are cineva întrebări? Supuneți la aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Da, pentru. Mulțumesc. Diversă. La diversă, ce-i grația acolo? La diversă aș vrea tot eu, pentru că m-am învățat să vorbesc în plus. Aș vrea să vă prezint un pic activitatea noastră de la ultima ședință și până acum, dar foarte scurt, până acum, cu multe explicații. Am solicitat o întâlnire cu AJPIS-ul. Au fost aici specialiști de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, am chemat pe cei de la ajutor social și am stat de vorbă cu fiecare asistat social să-i ofere o nouă șansă referitor la cursuri de formare profesională sau angajare. Probabil este prea devreme, ne va spune doamna viceprimar mai târziu dacă acțiunea aceasta a avut rezultate. Vom vedea, depinde foarte mult de calitatea celor de la ajutor social. Da. În celelalte, văd că au fost cuprinse în ceea ce spuneam unii. Am terminat proiectul european. Pot spune și ne lăudăm, noi și aparatul
tehnica primăriei și dumneavoastră și mulțumim tuturor, pentru că la corecția financiară la proiectul european, 2000 de lei. Ce puteți spune? E foarte bine. Deci noi am atât, și aia dintr-o mică eroare, să zic așa. Știți, noi facem cu banii noștri, apoi după terminarea proiectului, vin de măsoară, ne controlează la calitate, la respectarea proiectului, la corectitudinea cheltuirii și ne returnează sumele. Din 1 milion de euro, 2000 de lei, cred că am făcut o treabă bună și mulțumesc tuturor pentru totul ăsta. Da, am spus despre întâlnirea cu reprezentanții Ministerului Mediului, am spus despre restaurare, cam atât. Da. Dacă cineva vrea să ne ia cuvântul, noi invers. Aș vrea ca să lucrez la dezvoltarea durabilă, aș vrea să implementez un departament în primărie pentru absorbția fondurilor de către tine. Să aibă, nu știu, o dată, pe două ori pe săptămână, să fie un consultant care poate să-i sprijine pe cetățenii din sat, din comună, pentru absorbția fondurilor europene și tot ce se poate lua. Și ca să încercăm să-i mai atragem și noi înapoi, să nu... Să mai rămână pe la noi. Să mai rămână un pic pe la noi. Și lucrat un pic la fibra optică. Că suntem într-un... Suntem aproape de oraș, am putea dezvolta birouri, serii de birouri, dar avem nevoie de infrastructură, internet. S-ar putea lucra foarte bine de acasă. Toți cei care au terminat IT-ul se plâng cu nouă infrastructură pe tema asta. Și așa zic că dacă avem infrastructură, ne-am putea reîntoarce și lucra de acasă. Și ar fi un plus zonii. Da. Trebuie să căutăm o soluție și pentru ei. Dar aș vrea să vă răspund și apoi îi dăm cuvântul. Numai dacă este în aceeași legea. Vă rog, vreau să fac o precizare. Aici, în Măchinești și în primărie, este fibra optică. Ajunge până aici. Da? Aveți, știți că... fibra optică am tras eu personal, în aport cu Telecom România, până acasă la mine. Deci, până în șesuri, este fibra optică trasă. Plătit personal. Deci, este fibra optică. Numai că trebuie dezvoltat structura. Asta e clar. Asta era o precizare. Vă spun. Deci, pentru zona informarea tinerilor privind oportunitățile de a face pe teritoriul comunității. Probabil că ați ajuns și pe site atunci când noi avem o informație, o postăm pe site. Colectivul nostru întotdeauna a fost dispus și disponibil pentru oricine a avut întrebări. Am trimis acum o perioadă de timp, în urmă 20 de tineri pentru un proiect european la cursul de antreprenoriat pentru a-și dezvolta o afacere, de a angaja personal suplimentar e cam dificil, pentru că aici intervin resurse financiare. Iar colaborarea se face tot pe bani. Dar întotdeauna când, nu știu dacă, ultimul exemplu este exemplul lui Mulea Lucian, care mi-a spus, uite, eu aș vrea că vreau să mă stabilesc și am dat toate, tot ceea ce știam eu, dar de obicei este foarte important să-i pui la dispoziție consultanți care știu și fac toată ziua acest lucru. Și am trimis liste cu consultanți care se ocupă de așa ceva. De obicei, consultanța este cheltuială eligibilă pentru afaceri cu fonduri europene. Apoi, referitor la fibra optică, știți că în toamnă, iarnă, a venit Telecom, care va face un parteneriat cu ce firmă? Și ați văzut în curtea primăriei, au adus tamburii cu fibră optică, au adus stâlpi, dar aici a fost o reclamație între NCS Telnet și Telecom, iar acum sunt în litigiu. Deci, dacă nu era acest litigiu, până la ora asta era fibra optică până în fundul satului și sunt zone neacoperite. Rău de tot cu internet și aveți mare dreptate, domnule consilier, despre asta. Pentru că vrei să faci ceva și n-ai cu cine. Pentru că nici Telecomul nu-ți mai oferă, n-au lungime de bandă
mulțime de bani, cum îi spune. Și nici altă societate nu se poate oferi interne de la calitate. O precizare și o ordințare. Am început demersul chiar săptămâna trecută pentru a distribua Wi-Fi în tot Macedești în Sărbă. Da, e bine. Dacă cineva mai întrebă. Da, avem o problemă cu câini vechi, o problemă cu câini comunitari. Avem și o cerere înaintată scrisă de pe locuitorul cu toată Plăjești. Am încercat să văd la doamna Nadia, nu vă zic înregistrat. Da, ok, dată și atunci... Ok, dar veni și vă aducem. Da, să rezolvăm cumva că devin din ceea ce mai urmeți. Nu, problemă națională cu câine, dar la fel cum e și salubritatea, toți spunem că nu-i bine să vedem bună de bine și doamna viceprimar Lieze, un cetățean al comunei Măgerești care aruncă hârtie pe geam. Nu-i bine, dar acești câini ajung și pe domeniul public tot din curțile noastre. Mai sunt poate atunci, mai sunt, dar și acolo ajung tot din curțile noastre. Dacă noi am fi un pic atenți cu ceea ce avem și dacă nu putem mai mult de ține un câine, nu trebuie să îi aruncăm în fata pisica, îi arunc prin marginea pădurii și lasă că se ocupe cineva. Vom încerca, domnul Avănescu. S-o mai zic, dar așa, mi-aș trebui mai de la Liască, pe cine știe cum o scăpa cine și cum. Aici aș spune specialistul veterinar. Aici aș putea să lucrez un pic de opinie. Am niște oameni de o termenă finanțat și aș putea să sterilizez toți câinii cum n-am motivești, gratuit, finanțat de noi. Dar, în schimb, se explice obligativitatea proprietarului de câini să facă acest lucru. Dacă nu merg la el la poartă și o scriu dat afară sau să nu vin, să fie și el penalizat. Sunt proprietarii de care doar avut, deci nu știe nimeni de... Ăștia și vor fi prieși și sterilizați fără aprobare proprietarului. Și dacă vor fi în jurul orașului, mâine, și se va face campanie de sterilizare în masă, în 3 ani de zile s-a rezolvat problema. Vedeți, a spus un mare adevăr. Lucrul ăsta nu se poate face decât zonal. Sau poate și național, pentru că acțiunea asta, dacă o face doar OATM Girești și celelalte OATM-uri nu le fac, e o migrație a lor. Și ei vin... Să duc la mâine, la Prăjești? Da. Ei vin după hrana. Deja este cineva la Prăjești care aduce cățării cu bicicleta de mâncare, salam și câinii și îi aduce până la Prăjești. Când pleacă înapoi cu bicicleta de la părinți, câinii rămân la Prăjești. Și e o mare problemă exact în coborând de la Valea Dinilor la Mezerie. Da, da, da. Acolo e chiar o mare problemă. Trebuie să descoperiți oameni. Cam de unde vine sursa. Dacă nu mai aveți probleme, putem declara ședința. O singură problemă așa, o care s-a mai discutat, vis-a-vis de planificarea ședințelor. Cu efort comun și din partea Consiliului Local și din partea primăriei, nu am putea fixa ședințele undeva ori în prima parte a zilei, ori în a doua parte a zilei, ca să nu mai fie chiar în mijlocul zilei. Că înțeleg că trebuie să ne asumăm și ne asumăm acest lucru, că am intrat în Consiliul Local, dar poate o să avem și o mică înțelegere din partea... Și atunci am spus, o să vedem. O să vedem și acum? Deci, da. Bine, când sunt situații și se poate, nu ar fi nicio problemă. Mi-au spus colegii consilieri despre nemulțumirea că a fost fixată această ședință de Consiliul Local acum și aici. Ați spus foarte bine, atunci când am participat la lege și ne-am înscris pe o listă cu speranța că vom ajunge consilieri locali, ne-am asumat. Spre norocul nostru al tuturor, putem face ședințele și online și ați văzut, avem consilieri care participă. E o treabă. Apoi ședințele se stabilesc în funcție de nevoile comunității, nu de nevoile mele sau ale altora.
dacă există un proiect european care trebuie depus pe data de 9 și până pe data de 9 noi avem de făcut lucruri, cred că n-ar fi un efort deosebit din partea dumneavoastră și le mulțumesc colegilor care acceptă așa cum le-am pus, pentru că n-am niciun război, nicio problemă cu nimeni, dar am avut nevoie de aprobarea acestor hotărâri de consiliu. Și vă mulțumesc că ați venit. Când nu putem veni, participăm online și cred că îmi pare bine că sunt consilieri care nici nu au comentat dorințele și vrerea unor colegi de-ai noștri. Știu. Vrei. Era foarte greu să ne învoim, dacă nu, nici nu se putea participa online pe timpul ăla și ne învoiam de la serviciu. Fiecare are problema lui personală, dar să nu uităm de interesul comunității. Și vă mulțumesc că ați răspuns interesului comunității. Vă mulțumim, dar subliniez că nu am spus de o dată și de o ora. Sper că putem aproba și dimineața în linie la ora 8 și seara la ora 4. Dumneavoastră astăzi m-a anunțat data să vă aștept, că nu poate să stea nimeni după domnul Mutinsu sau... Sau facem extraordinar de atunci. Da, deci eu înțeleg că este doar de ori, am spus, nu de data. Domnul Mutinsu, uitați-vă un pic în jur. Sunteți un tânăr consilier cu ambiții mari și vă felicit pentru asta. Dar mai sunt un părul care nu spun, trebuie să-i respectăm pe toți la fel. Și pe doamna viceprimar Popoiu, și pe doamna Timof Pizarela, și pe domnul Crăciun, și pe domnul Nistor, și pe domnul... Toți trebuie să ne respectăm. Stabiliți dumneavoastră de comun acord. Nu există doar o voce care vrea cum vrea dumneavoastră. Că eu vreau. Când ajungem consilier, nu fac morală din lume, dar când ajungem consilier local, în comunitatea asta, nu pot zice că eu vreau. Ca și consilier. Nici eu, ca primar, eu sunt la dispoziția tuturor. Și mă bucur când mă sună la 3 noaptea și spune am o problemă, pentru că sunt la dispoziția lor. N-am ce face. Dacă era alta meseria mea și eram altceva, spuneam și eu vreau, dar uitați că eu vreau să rezolv probleme. Încă ceva, putem stabili acum, de exemplu, ce vom la părerea tuturor, să vedem, domnule, la ce ori ești tu, dorești tu să fii? La ora 8 sau la ora 14? Da. Nu e nicio problemă de dorință. Vorbim mult de loc fiecare consilier, dar atunci întrebăm, domnule, la ce ori ai vrea? La ora 8 sau la ora 14? Sau la 5? Nu, de la ora 8 și până la ora 1 sunt anumite documente pe care doamna secretar trebuie să le facă și gândiți că de ceva la acela de la 8 până la 1. Da, păi sunt documente care trebuie făcute și doamna le termină până la ora 1. Așa la 8 dimineață nu cred că așa să se fie terminat documente. Cum ar fi, spuneți dumneavoastră, ar fi bine să fie un consens. Eu sunt fiecare eu, dar, depinde de noi. Așa cum considerați dumneavoastră, vă rog, supuneți la vot? Nu, la 15 ne-am întâlnit, cred că nu. Dacă ar fi la ora 15. Dumneavoastră hotărâți, eu trebuie să mă supun hotărârea voastră. Supunem la vot pentru ora 15, că dacă nu, nu se zice unul. De exemplu, fac servite la 8, la 19 seara. Și la 5 ori, cum nu merg în vin niciodată. Și mai sunt în cazul meu și altă consilie. Deci cum de la 8? Păi la 8, la 9. Bun, păi... Orice, da. M-a dat să spun ești toată ziua. Vă dați, uite, v-am văzut toată ziua. Tocmai asta e, dar ei, noi care lucrăm în sistemul privat, nu putem pleca chiar... Da. De asta, deci cum a fost acum la ora 13? Putem spune la ora 14 și jumate. Și era la 12 când stăm la masă, în seara și ședință de dar. Nu, 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 pentru chiar vom bine să stabiliți dumneavoastră și noi vom face așa cum stabiliți. Că data ne-a anunțat cu 5 lei, cât e mierde de băi, dar cine e de acord pentru ora 14 jumătate? Adică mâna, vedem cu care ești cum e, o punem la votul omului președinte? Să punem la vot, cine este pentru 14 jumătate? O propunere. Gica, ai auzit? Cam neclar, dar nu propunerea. Deci, domnul Avrămescu a propus pentru ora 14.30. Alte propuneri? Domnul Nicola. Domnul Nicola? Da, la 12. La ora 12? 12.30. 12.30. 12.30. Domnul Crăciun? 12.30. 12.30. Da. Acum hai să spunem la urmă.
care era pentru 12-13. N-am făcut probleme. Cum? N-am făcut probleme. N-am făcut, dar am înțeles că pentru ora 12-30 nu am ați propus așa? Nu, eu am. Maria, ce zici cu domnul așa? Ce să zic? Și domnul Nicola? Duminica la 4. Nu, că tot așa e la noi. E zelică. Mă duc la atenție. Domnul primar, că de ce oare cea mai mare plăcere, da. De ce nu vă spun în punctul meu de vedere, pentru că la ședința asta, cum am fost și astăzi în cadrul Comisiei de Specialitate dumneavoastră, veți mai avea nevoie probabil de anumite informații pe care trebuie să vi le dea colegii mei. Nu pot, sâmbătă, nu putem, eu în primarul. Ca sâmbătă și duminica, dar să-i cheme pe toți colegii să fie în discuție. Deci, în principiu, bine ar fi să fim un program în care trebuie să urmăm activitatea, să putem să avem acces la documentele de la care dumneavoastră veți avea nevoie. Bine, mulțumesc. Dacă mai sunt propuneri. Da. Cine e pentru 12-30? 1, 2, 3, 4, 5, domnul Lester? Nu, am zis probleme, la mine îți contează ora. Dar se contează acum, că trebuie să mă semnez. Deci este propunerea domnului Crăciun la ora 12.30 și avem așa votul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dumneavoastră cum votați? 12.30. Deci avem 7 pentru ora 12.30 și pentru ora 14.30 atunci mai am rămas 1, 2, 3, 4. Acum am putut să-mi dăm așa pe domnul Cătălin Tăcianu. Dar oricum este în... Poate. Nu sunt 5 sau câte voturi sunt pentru 14.30? Mai ridicați mâna o dată. Pentru 14.30 am așa 1, 2, 3, 4. Păi și era tu. Da. 5. Nu l-am văzut pe domnul Nicola, 5. Cu ora e duminică. Ca să nu te zibără nimeni. Deci, dacă mai aveți întrebări, dar întrebări la diverse. Deci am stabilit și cu o dată, și cu o oră. Deci te-au zis la telefon. Dacă nu mai se întrebă, te facem ședința închisă.